să fiți aici alături de noi la Timișoara. Și eu la fel. La Universitatea de Medicină din Timișoara, unde și eu predau la Catedra de Științe Sociale, dar în același timp aici discutăm în calitate de jurnalist, în punctul meu de vedere, și dumneavoastră ca om politic veritabil. Mă bucur să fiu și să ofer să facem împreună acest interviu. Acest interviu pentru cititorii Banatul azi, un săptămânal local, nu foarte vechi, dar care să sperăm că va crește tot mai mult. Sper să aibă cititori. Exact. Haideți să începem discuția cu această conferință pe care o susțineți în această zi la Timișoara, la Universitatea de Medicină din Timișoara, pe teme de valori contemporane. Sunteți profesor universitar de mulți ani, înainte de 89, chiar discutam înainte cu dumneavoastră de calitatea învățământului românesc până în anii 90, deși multe nu mai discută astăzi despre acest lucru, ci aruncă mereu anatema asupra școlii românești, făcând-o în toate felurile. O gravă eroare și până la urma urmelor, un mare deserviciu României. Exact. Dar revenind, veți conferenția pe tema aceasta despre valori contemporane. Bun, vreau să... Întâlnirea e mai ales cu studenții, așa e gândită. Și eu sunt foarte, foarte apropiat de studenți. Am fost 45 de ani profesor universitar. În viața mea anterioară am fost profesor universitar. Formă am avut o perioadă în care n-am mai putut și am reluat. Însă, de aceea, nu cred că poate fi o conferință, să spunem, teoretică. Nu are sens. Da, mi-ar place să le vorbesc despre valori fundamentale. Dar o fac nu dintr-o perspectivă, să spunem, teoretică, morală, ci folosind mai ales experiența mea de viață. Povestiri. Povestirile sunt cele care au și însemnătatea lor cea mai evidentă, sunt mai ușor percepute și ele tălmăcesc cel mai bine ce sunt valorile. Eu cred că masificarea învățământului superior a fost însoțită, din păcate, de o diluare a exigenței. Adică în numele accesului foarte important și fără îndoială foarte pozitiv a cât mai mulți tineri la nivelul universitar, s-a diluat încă din liceu, s-a diluat exigența și deci calitatea. Asta e. Asta ar fi prima explicație. Asta mi se pare a fi explicația. Altfel nu. Sigur, după decembrie 89, după Revoluție, sentimentul libertății a fost, din păcate, uneori prost înțeles și în ceea ce privește severitatea. Noi suntem oameni liberi, tinerii sunt liberi, severitatea asta nu prea mai are locul. Ei, nu e chiar așa. Severitatea nu e în sine, ci este vorba despre efortul de a învăța. Învățarea presupune efort. Ori cu efort puțin, învățarea e mică. Și evaluarea... Nu și rezultatele, și rezultatele în consecință. Da, aminteați că încă mai rămânem în zona aceasta, aminteați într-o discuție anterioară despre faptul că acum 30 de ani, la Politehnica, unde predați din București, elitele, procentul... Rezultatul. De foarte bună calitate, înainte de 89, era de undeva la 30% din total. Și cred că asta este o evaluare care ține cont și de ceea ce niște studii făcute la UNESCO. Eu cred că lucrul ăsta era valabil nu numai la Politehnic, era valabil și la medicină, era valabil și la arhitectură, era, cred, valabil și în fizică, în chimie, ca să vă dau niște exemple, și probabil că și la drept. În timp ce astăzi acest tip de reușită e mult mai scăzut. Deci este 2%, ceea ce mi se pare extraordinar. Nu mai vreau să dau procentele astea, că s-ar putea ca unii colegi de-ai noștri să zică, dom'le, hai că Roman prea exagerează. E prea exigerat. Dar rămân la, pur și simplu la ideea că într-o proporție mult mai mică. Fără îndoială. Haideți să vorbim un pic despre
ce se întâmplă în România momentului. Ați fost un om implicat. Vă rog. Ați jucat un rol major după momentul 89, prim-ministru României, vreme de aproape 2 ani de zile. Apoi ați fost și președinte al Senatului, ministru de externe. Cum priviți România după, iată, aproape 30 de ani de la prăbușirea comunismului? Există acest sentiment, domnule prim-ministru, printre români, în Banat mai ales, unde știți că oamenii sunt în general mai, oarecum mai exigenți, pentru că, sigur, de aici a pornit și această revoluție pe care astăzi... Banatul e Fruncea, nu? Exact. Dar e ceva... E această dezamăgire, totuși, da. De la ceea ce a plecat la drum și iată unde suntem azi noi ca țară, ca România, ca societate vorbesc. De ce au mers lucrurile totuși atât de prost pe anumite segmente din perspectiva guvernării, bunei guvernări? Da. Poate vă imaginați că mă frământă și pe mine lucrul ăsta în egală măsură. Eu cred că am pornit la drum cu o strategie, o viziune foarte clară. Am prezentat-o, am asumat-o, a fost acceptată de toată lumea. După care ea a fost mai întâi pur și simplu răsturnată. Ne-am întors la economia administrată, o economie care era foarte, foarte neperformantă. Deci noi am plecat la drum cu un mare handicap și un mare atu. Handicapul era situația economică foarte gravă, în sensul unei industrii cu mare parte, cu tehnologii depășite și mai ales, chiar și uzură fizică datorită celor 10 ani nebuni, anii 80 a lui Ceaușescu. Dar am plecat la drum cu un atu despre care vorbeam, de care eu eram foarte conștient și pe care eu mizam, și anume resursele umane. În momentul Revoluției noi dispuneam de un număr foarte mare de oameni cu foarte bune calități profesionale, profesioniști, în toate domeniile. Ăsta era un excepțional atu cu care să pleci la drum. Și prima dovadă este că strategia pe care am făcut-o, la care au contribuit 1400 de specialiști, este o strategie de o mare calitate, făcută în mod evident cu foarte mult entuziasm și cu mult profesionalism. Și de ce n-a prins în viața? Am plecat la drum cu ea, am aplicat-o, sigur, a intervenit tulburări politice, cum era și firesc. Această consensualizare pe care am reușit-o la început s-a, din motive, în primul rând, politice, dar apoi și din interese economice, s-a cam diluat, dacă nu chiar destrămat. Chestiunea este că tranziția noastră, cred că a fost o tranziție tot timpul întreruptă, discontinuă. Adică, din motive politice, ceea ce să zicem că începea la un moment dat, era apoi dat înapoi. O reformă care este întreruptă, o reformă care se reia de la început, înseamnă timp pierdut. Ori noi aveam nevoie de o reformă rapidă. Prin urmare, cu cât o reformă este făcută mai întârziat, cu atât consecințele ei sunt mai grave. Noi am întârziat foarte mult această tranziție, am făcut o privatizare masivă, asta se cerea, dar planul inițial de privatizare pe care l-am pregătit eu a fost practic abandonat pentru o privatizare făcută de mântuială. Sigur că și ulterior și mai ales din 2001. Dar în devălmășie și din păcate și interesată. Adică la noi s-a invitat un termen care este aberant, nu? Privatizare prin lichidare. Da. Asta e aberant. Privatizarea înseamnă exact să păstrezi, să duci mai departe. Să dezvolți ceva care este la un moment dat în pană. Și de aici s-au întâmplat lucruri grave. Adică au dispărut inclusiv unități economice care nu exista niciun motiv să dispară. Adică, vă dau un exemplu, nu? Autocamioane,
tractoare, vagoane, nave de mare. Vă dau câteva exemple care funcționau. Altele, sigur că nu puteau să continue. Ele trebuiau restructurate. Locomotive, fără îndoială. Ele trebuiau restructurate, dar activitatea economică și, sigur, efortul trebuia să fie foarte mare în direcția creșterii tehnologice, adică a creșterii productivității muncii. Pentru că lucrul ăsta era posibil datorită calității forței de muncă. V-am spus că ăsta era... V-am spus că ăsta era tu. E, nu s-a întâmplat așa. Domnul Roman, ați avut autorul unei sintagme care a făcut epocă, apropo de privatizare, și pentru care foarte mulți naționaliști, nenaționaliști, profesor de economie, domnul Ilie Șerbănescu și alții, unii oameni onorabili, care nu puteți să-i bănuim de rele intenții, vă acuză mereu sau vă spun, domnule, uite, domnul Roman a venit cu această idee, economia un morman de fiare vechi. Ce, nu, care a fost de fapt, că eu sunt jurnalist și îmi dau seama că probabil a fost o chestiune scoasă din context. Pentru asta nu, n-a fost scoasă din context. Autorul moral, n-a fost, da, n-a fost spusă de mine niciodată. Deci n-a spus-o niciodată. Nu, și nimeni n-a putut să o vede. E, după ce eu n-am mai fost prim-ministru, a fost în burta SRI-ului, s-a inventat chestia asta. Excelent. Ceea ce spusesem eu era... Deci, o secundă, că e foarte important, că aici e înregistrare și banea se va... Deci, spuneți că a fost operația SRI-ului de atunci. Da, adică a unei mașinării de zvonuri. Pentru că eu ceea ce spusesem era că am moștenit industrii de fiare noi cu calitate de fier vechi. Pentru că și-am dat niște exemple foarte dramatice, dintre care poate cel mai celebru e cel cu al centralei pe șisturi bituminoase de la Anina. A fost o aberație totală. A costat 400 de milioane de dolari. N-a funcționat nicio oră independent și a devenit morman de fiare vechi. Mult mai târziu. Dar sigur că totuși chestiunea asta e cam ridicolă. Adică, câtă vreme am fost eu prim-ministru, am realizat planul de retehnologizare. Păi, dacă eu am lansat ideea de retehnologizare, programul meu de guvernare, păi eu mă pregăteam să retehnologizez fiare vechi, n-avea niciun sens. Și pe urmă, propriu-zis, disparițiile de industrie au avut loc cam 10 ani mai târziu. Adică, eu puteam fi vinovat în 92 pentru ce s-a întâmplat în 2002, să zic. Dar asta face parte din politică în sensul că trebuie să găsim vinovați. Și vinovații sunt ceilalți. Și sigur, fără a se ține seama că în realitate, în industria românească, în momentul decembrie 89, erau foarte multe industrii cu... într-o situație foarte gravă. Eu țin minte că s-a făcut un... Țin minte. Am cerut Institutului de Cercetări Economice să-mi facă o evaluare. Și ei mi-au spus că cam 8 din 10 produse industriale românești necesitau subvenție. Lucru foarte grav. Situația era foarte proastă și am un exemplu, două exemple. Mă rog, lumea nu mai vrea să asculte. Vrea să zică, domne, aveam o industrie, aveam locuri de muncă. Nu, aveam de multe ori o industrie unde și în ansamblu productivitatea muncii în România în 1988, care a fost ultimul an de referință, era de 9 ori mai mică decât în Germania. Dar, atenție, era și de 2 ori mai mică decât în URSS. Iată, care era oricum în colaps atunci, la rândul ei. Bun. Pe unitatea de produs în România se consumau de 5 ori mai multă energie decât în vest. Era nesustenabilă toată treaba asta. Nesustenabilă. Dar, eu vă spuneam mai devreme, că o serie de industrii care au dispărut din acea privatizare făcută de mântuială și interesată și inclusiv o privatizare făcută în detrimentul statului român. Și v-am dat eu niște exemple. Le-am cifrate, dacă vreți, fiindcă am vrut să subliniez. Eu însă credeam, am lansat în februarie 1991, și ăsta e răspunsul meu cel mai important, eu însă credeam că ceea ce trebuie să facem este o retehnologizare, cu alte cuvinte, o reîmprospătare a calității tehnologice a industriei noastre,
Și aveți un exemplu foarte bun în domeniul pe care l-am lansat eu mai întâi, în domeniul telecomunicațiilor. Cât am fost eu prim-ministru, am instalat vreo 70 de kilometri de fibră de sticlă în telefonie. După care compania românească, RomTelecom, a fost vândută unei companii naționale grecești, care era cu mult mai mică decât asta. Deși noi, s-a întâmplat pe vremea guvernării CDR-PD. Deși, dacă noi n-am fi luptat, cât de cât, exista o ofertă din partea lui Deutsche Telekom, care e cu totul altceva. Absolut. Vă dau un exemplu. Bun. Deci, efortul acesta de retehnologizare însemna să punem pe picioare industrii la nivelul cerut, la nivelul de productivitate cerut. Ceea ce această preocupare aproape că a dispărut. Și, într-adevăr, influxul de întreprinderi noi, industriale, de vârf, care sunt de vârf, în sensul că, la nivel cu tehnologii de vârf, au venit din investițiile, mai ales făcute de străini. Nu numai, dar în cea mai mare parte de investiți străini. Se bazează pe asta. Da, ce? Toate... Zile trecute, ca să vă dau totuși un exemplu, mă interpelează un domn, zice domnul Mar, zice 27 de ani, zice ce s-a distrus tot. Eram în Alba Iulia. Zice, dom'le, sunt de acord cu tine că s-au distrus și lucruri care nu trebuiau să distrugă, dar tocmai ce suntem aici la Alba Iulia. Zic, aici sunt totuși un număr de unități moderne. Care? Nu mai e nimic. Zice, dom'le, dar de întreprinderea Transavia, ați auzit că e una din cele mai mari din Europa? Zice, da, e și. Zic, în plus e făcută de un român, de domnul Popa. Și una din cele mai mari, de combinat de păsări. E un combinat uriaș. Zic, da, de întreprinderea care a făcut-o Mercedes-ul, da, întreprinderea care a făcut-o de industrializare superioară a lemnului, dar toate astea sunt toate... Și astea ce sunt? Zice, nu, eu mă gândeam la cele vechi. Păi, dom'le, cu cele vechi... Cele făcute de români, nu? Cele vechi... Nu, da, Transavia e făcută de un român în plus. Știu asta, da. Și asta se întâmplă în foarte multe... Da. Zic, aici la Alba Iulia... Zic, aici la Alba Iulia, domnule, știți că șomajul e practic zero? Păi ce putem... Da, zic că nu mai există întreprinderea de ceramice din... aia sau e foarte mică, cea care... Da. Dar există una privată mult mai mare și mai modernă, făcută alături. Da. De cine? De un investitor român. Zice, da, a fost la directoarea de acolo. Ei și... Corect. Bun. Haideți să ne referim la un moment foarte important. Ați fost practic debarcat de la putere în septembrie 1990. Sigur că da. Știm, cu niște tragedii care s-au petrecut, cazul Frumușanu, mi se pare, chiar atunci a fost, nu? Bun, sigur că da. Sigur, colateral, dar a fost o tragedie. Nu, a fost, sigur că a fost. Nerezolvată, din păcate, sau foarte puțin. Pe lângă aceste alte lucruri. Și apoi pe final vom vorbi și despre evoluție, că sunteți la Timișoara. Vă rog, o mică enigmă, dacă vreau, o mică mare enigmă care ne-a preocupat pe noi, nu numai jurnaliștii de la Banatul Laz, dar în general. Momentul 1992, când practic Ion Iliescu, cel care v-a debarcat autor moral după da. Ce vă susținuse, nu? Așa este. Deci să fiți primul ministru. Că... Sau mă rog. M-a susținut să fiu prim-ministru, dar... Cine m-a mai susținut, că e important, în afară de domnul Iliescu, pentru că și aici sunt discuții foarte interesante care țin mă rog. De istoriografie. Nu, dar e pur și simplu în momentul... A existat o idee după alegerile din 20 mai... De ce l-ați candidat? Asta e, ca să se înțeleagă. În 92. În 92. De ce l-ați spus pe Caius Crean Dragomir, un intelectual? Și acum vă dau răspunsul. Faptul că n-am candidat în octombrie, cred că a fost 1992, a fost marea mea greșeală politică acestor 27 de ani. Cea mai mare greșeală politică. De ce? V-a fost teamă de Ion Iliescu? Nu, nici de cum. Erați pe val. Am făcut o greșeală elementară. Și anume, în momentul când în martie 92 am câștigat cu 64% convenția, în final am spus, dom'le, nu am în vedere eu să fiu președinte, nu pentru asta avem bătălia asta. Uite, n-am să candidez dacă
ca să înțelegeți că în joc e ceva mult mai important în ce facem acum. Ok. Și v-a ținut cuvântul dat ceea ce la convenție. Da, dar în politică o asemenea atitudine e pur și simplu prostească. Așa. În 92, dacă eu candidam, câștigam. Asta cred și eu. Sunt destul de convins astăzi. Îl învingea. Dar cel mai important lucru este că mențineam direcția. Asta era ideea, da. Mențineam direcția. Nu uitați că Iliescu a câștigat. Și a format așa numitul patrulatorul roșii, care a fost cea mai care a reprezentat un contrasens, o readministrare care a condus la explozia de inflație din 1997, pentru că a dispărut BCR-ul, adică lucruri foarte grave. Comtimul de la Timișoara. Nu, vorbim de lucruri mai importante. Da. BCR-ul și Banca Agricolă au fost pur și simplu demolate. Asta e cel mai grav lucru. Bun. Deci, sigur, repet, a fost cea mai... A fost un fel de cea mai... a vieții noastre politice, capitală, a fost cea mai mare, că 96, de exemplu, am candidat pentru a fi președinte și am avut un scor foarte bun. L-am învins pe Iliescu, sigur, atunci era un val CDR, dar totuși CDR-ul a câștigat 34% din voturi. Dar domnul Constantinescu a luat numai 27 și eu 22. Da, și a devenit președinte. Bun, ok. Dar vreau să spun că a existat chiar și atunci, numai că era un pic prea târziu. Da, în timp ce în 92 n-am fost conștient de miza acelei alegeri. Să fie doar asta, vă întreb acum, că sunt unii care susțin că poate n-ați dori să intrați în establishment, să loviți în Ion Iliescu. Erați încă dator cumva moral pentru a un absolut. Păi nu, dar lupta se consumă. Sistemul nu ar mai fi vrut, nu e adevărat, sistemul se... Apropo de servicii. Lupta se consumase în martie. Exact. Când aripa Iliescu a plecat din partid. Păi nu, dar aveți faptele mai importante ca orice. Deci în martie 92 a părăsit partidul. El cu... Prin urmare, lupta s-a dat atunci și atunci l-am învins. Și vorba aia, 64%. Deci nu mai putea fi vorba de treaba asta. Nu. Pur și simplu a fost o eroare politică majore. Am spus. Ați fost președinte României. Da, cred că da. Și poate că România, cu siguranță, sau chiar cu siguranță, ar fi avut un alt destin. Mergea pe alt drum. Mergea pe alt drum. Asta e sigur. Acei 4 ani au fost anii stagnării. Un fel de brejnevism. Da, ne-am întors, repet, a fost o încercare de a readministra economia României în stil vechi. Și a fost, era greșit, era în timp ce celelalte țări socialiste au mers exact în perioada aia. Au mers exact în perioada aia către modernizare. Noi probabil că acei 4 ani costă și astăzi, în decalaje, salarii. Decalajele astea nu se șterg repede, nu. Bun, ne întoarcem la momentul 90-89, la Revoluție. Se discute insistent, sigur, iată, s-a revenit la ideea de proces, de reluare a unor situații, nu vom discuta neapărat despre aceste lucruri. La un moment dat, nu știu, cred că și dumneavoastră erați în discuție. Să vedem. Fost în cătarea procuraturii sau, mă rog, s-a redeschis acel dosar, nu? Sigur, eu nu cred că lucrul ăsta, felul în care s-a redeschis e foarte... foarte nepotrivit, fiindcă este din comunicatul procuraturii se vorbește despre revoluție ca despre pur și simplu de o lovitură de stat. Deci procuratura a devenit un agent politic foarte rău și împotriva României până la urmă. Pentru că revoluția română este unul dintre cele mai frumoase fenomene pe care le-a trăit România. Bun, în istoria ei. Dar pe de altă parte, sigur că au murit foarte mulți oameni. Aici e drama, din păcate. Știm, a fost o foarte multă. Eu am spus cândva și mențin că Revoluția Română a fost o dezordine tragică. De ce? Fiindcă totul s-a prăbușit instantaneu. Am să vă justific imediat treaba asta. Și foarte simplu. În noaptea de 21 spre 22 decembrie, nu? La baricadă, unde m-am aflat. Și unde n-am fost niciodată prea mulți. Ca să ne înțelegem bine. Puțini au fost, mulți au rămas. Știți povestea? N-am fost la baricadă. Cel mai de lui Virgil Economo. Noi la baricadă, n-am fost niciodată mai mult de 140-150. Niciodată n-am fost mai mult. Era un fir de oameni. Asta era. Dar
celorlalți din fața noastră era mai frică de noi decât nouă de ei, până la urmă. Bun, dar totuși, la ordinul insistent al lui Ceaușescu, la 12 fără 20, la miezul nopții fără 20 de minute, au tras în noi. Atunci, în momentul ăla, mai eram 81, că după aia ne-am numărat. Din 81, 39 în perimetru pieții universității au fost uciși. Un masacru infernal. Asta se întâmpla 20 de minute înainte de ziua de 22 decembrie. A doua zi, 22 decembrie, în momentul fugii lui Ceaușescu, regimul Ceaușescu, regimul comunist, s-a prăbușit. Statul comunist a dispărut. Corect. E bine, spuneți-mi dumneavoastră, cine ar fi putut crede la 12 fără 20, când a fost masacru, că peste nici 12 ore regimul Ceaușescu nu mai există? Cine ar fi crede? Și totuși, așa s-a întâmplat. Prin urmare, ce dovadă mai bună aveți că ne-am aflat într-o situație spontană și complet dezordonată. Bun, aici sunt de acord cu dumneavoastră că a fost spontană și că și dacă doreau le scăpaseră unora de sub control lucrurile. Dar vă întreb totuși, marea dezbatere în Timișoara, pentru revoluționarii onești vorbesc, nu cei care s-au construit ulterior, în București la fel, ați cunoscut o grămadă dintre ei, care au fost oameni serioși, care au participat. A fost bun, am înțeles, au murit la Timișoara, cred că în jur de 100 de persoane în zilele până la căderea lui Ceaușescu. Da. Apoi au murit încă câteva zeci, dacă nu mă înșel, după. Iar în București, aproape 1000, în toată țara. În toată țara, peste 1000. Bun, cine au fost cei domnule Roman? Pentru că acum vorbim, ați fost totuși în epicentrul puterii. Sigur că poate că nu erați influent. Putere, și nu știați e că un fel de a spune. Ca militarul, ca ceilalți. Știți, dar întrebarea este, de ce au murit ăția oameni după revoluție, după căderea lui Ceaușescu? Au murit datorită declanșării unor incidente, în special între diverse unități militare, în care colateral au murit și mulți civili. Sigur, întâi, în ziua de 22 seara, începe așa numitul fenomen terorist. De fapt, sigur că erau niște teroriști, pentru că oamenii aia nu trăgeau cu un scop, și anume de a crea panică. Asta e teroare. Ei însă erau dintr-o unitate specială a armatei. Cel puțin o bună parte din ei. Asta e realitatea. Și personal, cred că lucrul ăsta se întâmpla la un ordin militar care a dat și care a însemnat declanșarea operațiunii, nu în favoarea lui Ceaușescu. Nu. Armata îl părăsise pe Ceaușescu. Odată cu sinuciderea lui Milea, armata îl părăsise pe Ceaușescu categoric. Dar, pentru a se proteja, fiindcă armata fusese părtașă la... Timișoara, cel puțin a tras. Da, și la București, la noi, cine a tras? Ce este? Deci, în momentul ăla, se declanșează, într-un mod probabil voit, dar și nevoit, pur și simplu inerțial, se declanșează aceste schimburi de focuri în care mor oameni. Unii au murit datorită acestei situații scăpată complet de sub control, alții au murit pur și simplu întâmplător. Dar e un fapt că au murit peste 1000 de oameni și sigur că ei, aceste victime sau familiile victimelor, au dreptul să știe cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Pentru unii dintre ei se știe. De exemplu, la Otopeni, lucrarea a fost făcută complet, au fost condamnați, s-a înțeles că... Deci au fost anumiți comandanți militari care au dat ordine, care ei au crezut că sunt de bună. Le-au dat ei singuri? Asta vedeți? Da, uneori, eu teorii nu pot să fac în materia asta. Eu vă întreb. Însă eu cred că au fost inițial, deci în 22 seara, n-a fost un ordin întâmplător, a fost un ordin de sus, de la cartierul general militar. Asta e. 22 seara, când s-a început să se tragă. Când nu mai era Ceaușescu, da. Când nu mai era. El era deja în garnizoana de la Târgoviște. Era închis. Închis, practic. Da. Bun, dar vedeți că și mai e o chestie, trecem la un alt subiect. Mai avem doar puțin. Totuși, vedeți,
după acum, în ultimii ani cel puțin, există istorici, bun, unii discutabili, alții mai puțin, nu o să insist de tot, s-a spus domnul Stoienescu, deși și dânsul are niște da, documente. El da, el are o idee clară că n-a fost decât o lovitură de stat. Da, da, exact. Procurorul Voinea și alții au mai discutat și alții. Știți, istorici. Procurorul Voinea e cel care la procesul lui Ceaușescu a formulat o acuzare. Mă rog, el poate să spune, domnule, așa am primit-o. Nu ne interesează. El trebuia să-și facă meseria. De la cine a primit-o? Păi nu. Ar trebui să spună. Păi ar trebui să spună. Ar trebui să spună. De la Voica, bun, ar de trebui să spună. Dar oricum cert este că a fost o acuzație care putea să fie orice altceva. Dar a făcut-o el. Iar înainte de asta, cu două sau trei zile, nu, câteva zile înainte, nu, a fost procurorul prezent la o incinerare absolut ilegală a celor aduși de la Timișoara. Din păcate, așa este. Și atunci, să vii să îmi spui acum că el descoperă adevărul, e cam prea de tot. Deci dumneavoastră spuneți că, apropo de rolul lui Ion Iliescu, l-ați cunoscut foarte bine, sigur, el conducea practic. Sunt de acord că dumneavoastră... Nu conducea, știți ce înseamnă? Noi eram la Ministerul Apărării Naționale. Dar ideea că... El, Iliescu, conducea acolo. 90, eu cred că, sigur, poate că celor din armată, în primul rând lui Victor Stănculescu, poate că le-a trecut la un moment dat prin cap ideea de a prelua puterea. Asta e ceea ce susțin unii și alții. Eu, care am fost acolo și eram nimeni, absolut nimeni, n-aveam niciun fel de calitate, de putere, ca zic așa. Doar că eram membru în Consiliul Frontului Salvării Naționale, dar singurul instrument al puterii ăsta era CFSN-ul. Dar în CFSN erau toți, era și Doina Cornea și Pleșu și în fine așa era, firește. Ei erau era singurul instrument al puterii, dar sigur că ei nu s-au întâlnit, s-au întâlnit mult mai târziu. Bun. Totuși să presupunem, nu, că a existat această intenție, pe care, în mod cert, au abandonat-o la un moment dat. Adică această lovitură de stat nu s-a materializat. Bine ar fi fost ca un fel de lovitură de stat să se producă înainte de masacre. Atunci ar fi fost foarte bine. Adică să suntem singura țară în care revoluția s-a întâmplat nu pașnic, ci atât de sângeros. În toate celelalte țări, această schimbare s-a produs pașnic. Am înțeles. După 90, ați fost aproape 2 ani prim-ministru, acum se vorbește din nou de imaginea aceasta de cum să spun, influența Moscovei. Iată, după venirea lui Putin la putere, Rusia e clar că a crescut, are o influență majoră. Vedem? N-a crescut. Economic e mai rău decât a fost. Grație petrolului și a prețului ridicat au reușit să acumuleze, am înțeles, foarte mulți bani. Nu e adevărat. De când au intrat cu prețul ăsta foarte jos, și încă e jos, și datorită sancțiunilor economice, Rusia aproape că și-a epuizat rezervele. Deci Rusia se află, din punct de vedere economic, într-o situație grea, foarte grea. Și toată, să spunem, ieșirea asta putiniană cu privire la puterea Rusiei pe arena și în special militară, e mai degrabă pentru a acoperi această... Dar revenind, în acești 2 ani când a fost prim-ministru, 90-91, semineriadele, alte chestiuni dramatice de asemenea, care au avut un impact major asupra imaginii României afară, a simțit mereu influența Moscovei, care încă era totuși la Uniunea Influența... Domnul Iliescu, să spunem, sau prin cineva care a supărat dumneavoastră, că s-a tot vorbit că erați... Vă era cea teamă încă de a rupe cu trecutul, că... Mă rog, nu dumneavoastră direct, că în niciun caz. Inițiative de reformă. Păi nu numai asta, dar... Există o influență dinspre Moscova? Nu, dar știți, toate lucrurile astea sau aceste aprecieri, dacă ele se îndepărtează de fapte, e grav. Totuși, pe 7 iunie 1990, pe 7 iunie 90, mă aflam la Moscova, era și Iliescu cu mine. Și noi acolo am spus că suntem împotriva menținerii tratatului de la Varșovia. Că nu mai acceptăm nici o formă modernizată a tratatului de Varșovia și nici dizolvarea simultană. Și că chiar ne gândim să ne apropiem de NATO.
7 iunie 1990. Iliescu era lângă mine. Sigur, să zicem că eu am prezentat această... Pentru noi era un pariu mult mai riscant decât pentru polonezi, pentru Ceoslovacia și pentru Ungaria. Fiindcă ei primiseră garanții, cel puțin verbale, dinspre vest. Dinspre vest, noi nu. Și cu toate astea, noi am avut această poziție ca și ei. Pe cei care, iertați-mă, dau din gură așa, nu iau în considerare aceste lucruri. Pormă, s-a întâmplat momentul din octombrie 1990, când, la sugestia lui Mihai Caraman, generalul Caraman, care era șeful SIE, i-am propus, domnule, scoateți-vă agenții din România. Erau mulți. Nu știm câți, dar erau mulți. Și am transmis, și Gorbaciov a înțeles. Și au fost... Agenții sovietici, spuneți, nu? Sovietici. Și au fost retrași. Ultima influență a Moscovei s-a resimțit, într-adevăr, la Mineriada din 91. De ce? A devenit puciul de la Moscova, care a fost în august. În august. Acolo poziția a fost diferită între ce a afirmat domnul Iliescu, care se temea, nu e de condamnat, se temea de o răsturnare a situației, și poziția guvernului, care a fost foarte fermă, categorică, împotriva puciului. Da, să-mi amintesc, ați avut o poziție foarte dură, deci a fost de apreciat. A fost foarte importantă și a fost reluată în toată presa internațională poziția guvernului României. Dar eu sigur că am constatat totuși, am constatat pur și simplu această influență în momentul când, după ce Senatul a înregistrat ceea ce nu fusese niciodată, demisia mea, care n-a existat niciodată. Aici a fost lovitura. Eu am mai rămas prim-ministru până în 3 octombrie, până s-a format următorul guvern. Și mă sună primul ministru din Republica Moldova, cu care aveam o relație foarte apropiată, Valeriu Muravski, și îmi spune: Petre, zice, bine că îmi răspunzi. Zice, din 22 septembrie te sun și linia asta specială a noastră, că noi aveam o linie specială telefonică. Directă, special. Zice, era întreruptă, era blocată. Zice, știi de ce te-am sunat în 22 septembrie? Să-ți spun că la noi se vorbește, a venit informația de la Moscova, guvernul roman va dispare. Iată, nu, dar eu nu dau un răspuns. Eu vă spun, n-am niciun mesaj. Eu spun lucrurile cum sunt. Nu-mi place să speculez. Nu-mi place să fac... Domnul Muraschi era informat, adică nu vorbea... Nu, dar îmi spunea un lucru care îl trăise. Eu nu eram conștient de lucrul ăsta, pentru că puciul de la Moscova fusese un eșec. Între timp, sigur, Uniunea Sovietică s-a destrămat, dar se vede că încă existau planuri în legătură cu România. Suntem uniți în momentul 2017, nu? Da. Granița aceasta. România este în Uniunea Europeană, nu? Este membră NATO, demersul la care și dumneavoastră ați luat parte, chiar dacă mai timid atunci, pentru că... Nu, dar să știți că ele au fost posibile datorită exercițiului din 2017-2000, din 97-2000, să știți că altfel, în momentul când noi ajungem la guvernare, aceste drumuri erau practic irealizabile. Deci noi cred că ne-am îndeplinit misiunea, vorbesc de guvernarea CDR-PD, da, așa este, ne-am îndeplinit misiunea, care era aceea de a duce România în Uniunea Europeană și în NATO. Nu uitați că eu am devenit ministru externe tocmai pentru că reușisem începerea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană, care însemna în mod inevitabil integrare. Și în același timp eram considerați ca foarte aproape de NATO. Prin urmare, ceea ce, mă rog, a mai durat 4 ani. Al bombardării Iugoslaviei, a costat mult pe unii dintre noastre. Pe noi ne-a costat foarte mult. Acolo PSD-ul în frunte cu Iliescu ne-au criticat foarte aspru. Ei au avut de câștigat.
pentru că exista imaginea asta, dom'le, ăia sunt frații noștri, nu știu ce, nu știu cum. Noi am spus, dom'le, nu. Eu am condus ședința din Parlament, pe care chiar eu am provocat-o, pentru ca să avem o rezoluție a Parlamentului în sensul ăsta. Și din fericire, atunci, bine sfătuit, Iliescu a hotărât să se abțină. Și atunci am avut un vot covârșitor în favoarea alăturării noastre coaliției. Din păcate, pe acea tragedie Iugoslavie, s-a construit apartenența noastră de iure la vest. De facto, la vest. Așa la... este. Certificatul de onorabilitate, ăla este. Numea, la un moment dat, Václav Havel, apropo de ce însemna NATO în opinia lui. Ultimă întrebare. Aveți ceva să vă reproșați? E o întrebare clasică. Tipică, clasică, dar totuși, așa să spun, avant la letră, nu? Sau un privind retrospectiv, în legătură cu cariera dumneavoastră. Après coup, ar zice. Exact. Après coup. Bun. Totuși, care ar fi sigur că nostalgiile, neîmpliniile pe care le simțiți? Sunt, pentru că potențialul dumneavoastră ca om politic a fost unul foarte mare, fără discuții. Sunt destule lucruri. Mai degrabă mi-am pus întrebarea dacă anumite lucruri aș fi putut să le fac altfel. Da, de exemplu, drumul reformei pe care l-am început eu după 28 iunie 1990 a fost un drum foarte accelerat și foarte apreciat. Ei bine, probabil că nu am fost conștient de dimensiunea reală a opoziției venită din trecut. Și în privința asta, Iliescu încet încet s-a alăturat mai degrabă acelei, ca să-și mențină, ăsta era filonul său politic. Stat. Și probabil că era important să găsesc niște căi de a consolida ceea ce făceam, pentru că am făcut într-un ritm extraordinar de accelerat, de rapid. Și fiind, deci, mai conștient de rezistența care venea din trecut. Asta e un lucru care probabil că era necesar, adică nu probabil, sigur, era necesar să-l fac cu mai multă consolidare, cu mai multă grijă. Nu? Asta este un fapt. Sigur, pe urmă am fost în opoziție, am făcut lucruri foarte bune, am ajuns la guvernare. Aici am ajuns la guvernare cu CDR-ul, era firesc să fie așa cât se poate, am fost în opoziție împreună, numai că am constatat că CDR-ul nu avea oameni. Nu? Am constatat cu toții. Nu avea oameni. Nu avea oameni. Și iarăși, cred că și eu, dar fără îndoială și Emil Constantinescu, noi nu am fost mai ferm, mai hotărâți în a armoniza lucrurile. Și el pentru CDR, și eu pentru PD, până la urmă știți că noi am ieșit de la guvernare, a trebuit să ne întoarcem. Lucruri astea care au avut... Cu turbulentul domn Traian Băsescu, dar până la urmă pe Traian Băsescu îl dădeam și afară dacă gândeam lucrurile din această perspectivă. Nici Constantinescu n-a fost prea conștient. Prin urmare, și ăla a fost un moment în care trebuia să, tot așa, să consolidăm pentru a obține mai ușor rezultate. Bun, mai am o surpriză, un regret. Am ieșit din Partidul Democrat pentru că nu mai mă vedeam în stare să suport ce făcea acolo Băsescu. Dar am crezut că e lucru pe care cred și acum, că și în România, ca în toate celelalte țări, și în Polonia, și în Cehia, și în Slovacia, și în Ungaria, că este timpul unui partid politic născut din societatea civilă. Asta am încercat cu Forța Democrată în 2004. Din păcate n-a prins. N-a funcționat. Deci suntem o țară cu un handicap mare în ceea ce înseamnă societatea civilă. E vechi. Suntem o țară în care, hai să ne gândim ce era România la 1848. Corect. O țară tânără. În 1848, și de-abia învățam alfabetul și în 1848 erau deja aproape 200 de ani
de forme mai mult sau mai puțin democratice, nu începând cu Revoluția engleză și cea franceză și mai departe. Deci, toate aceste lucruri care înseamnă rămâneri în urmă istorice, care țin de istoria noastră atât de grea, contează. Totuși, ultima întrebare. Pe domnul Băsescu, faptul, totuși, traiectoria dumneavoastră, sigur, a intrat într-un cont de umbră după 2000, momentul când Băsescu a preluat Partidul Democrat, construit de dumneavoastră cu zbateri mari, apropo de ruperea de Ion Iliescu, de FSN-ul de atunci. Ați condus un partid, l-ați ridicat foarte mult. Da, a fost singurul... Știți ce nu-mi convine, ce nu-mi convine mie la Băsescu deloc? Este că el a... Priviți cu răută, cu anumită... Nu, eu le privesc ca o nereușită. Ca o nereușită. Nu, răzbunare nu. Ca o nereușită. Așa. Nereușită. Și anume, Partidul Democrat a fost singurul partid reformist din România. Cu adevărat reformist. Cu o echipă excelentă. Băsescu l-a transformat într-un partid în buzunarul lui. A abandonat fiilor un reformist, sigur. Blablau nu contează. Dar l-a abandonat. Într-un scop personal. E, asta este o mare neîmplinire și un lucru extrem de grav în ceea ce îl privește. Atât.